Helmut Duc Adam, cel mai mare portar al tuturor timpurilor, a lăcrimat ieri. Suferința și boala care îl chinuie de 26 de ani l-au făcut să cedeze în timp ce povestea coșmarul prin care trece de când s-a îmbolnăvit. Un moment emoționant care nu l-a lăsat rece nici pe Gigi Becali. Patronul Stelei a anunțat că banii nu sunt o problemă, dă oricât numai să-l vadă pe rolul de la Sevilla sănătos. Cred că 53 de ani mi-am făcut datoria față de România. Și cred că a venit momentul ca și România să-și onoreze datoria față de mine. Apără Duc Adam! A câștigat cupa! Să nu aibă niciun fel de grijă că voi face totul ce ar trebui să facă România. M-ați înțeles? Adică orice operație, oriunde, cât, oricât ar costa, plătesc tot. Zeul de la Sevilla a apărut ca un om obișnuit în fața jurnaliștilor. Chinuit de ani lungi în care a suferit, Duc Adam a vrut totuși să-și spună singur povestea. În 86, imediat după finala de la Sevilla, eram în vacanță la Semlac, când într-o dimineață alunecând, punând mâna în pământ, acel cheag s-a deplasat și practic a blocat circulația în tot brațul drept. Helmut Duc Adam a adus cupa prin penaltiuri, cupa în București, cupa campionilor. Și atunci avea problema cu umărul, ce s-a întâmplat și acum. Atunci, la două luni de la spectacolul de la Sevilla, nimeni nu se gândea că sportivul, devenit deja legendă, va avea de dus o luptă mai grea decât cu orice adversar din teren. Bravo, Duc Adam! Extraordinar este Duc Adam! Trăiesc cu spaima că o mică durere la brațul drept poate să provoace din nou o blocare. Boala care l-a scos de pe terenul de fotbal la numai 27 de ani a făcut însă din Duc Adam un om mai puternic. Unul care a înfruntat fiecare operație cu speranța că va fi cea care îl va face bine. În 86 a fost prima intervenție, în 98 a fost a doua. În 2009 a fost practic a treia. Ultima operație a fost săptămâna trecută, iar medicii îl pregătesc pentru încă una. Cu mare probabilitate, soluția este chirurgicală de bypass. Dacă nu l-am uitat eu, nu l-a uitat Steaua. Dacă nu l-a uitat Steaua, nu l-a uitat România. O operație care pune în pericol unul dintre brațele cu care a apărat 4 lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni. Hai, Duc Adam! Apără, Duc Adam! A câștigat cupa! Medicii au anunțat însă că vor cere soluții și de la câteva clinici de peste hotare. Vor să fie siguri că aleg cel mai bun tratament pentru cel mai bun portar al tuturor timpurilor.